Atunci când ne gândim la botezul în apă, ne vin în minte câteva posibile întrebări. Prezentarea răspunsurilor, indiferent că sunt corecte sau incorrecte, creează o stare de liniște sufletească. Este necesar botezul în apă? Nu este suficient botezul făcut la vârsta când copilul este inconștient? Dacă cineva a fost botezat la vârsta în care a fost inconștient, mai trebuie botezat încă o dată la vârsta maturității când este responsabil și cere lucrul ăsta? Ce însemnătate are botezul în apă și de ce trebuie făcut? Care sunt avantajele dacă te botezi și care sunt riscurile dacă refuzi botezul? Este necesar botezul în apă, de ce trebuie să ne botezăm? Orice om acceptă să facă un lucru dacă este convins de motivația lucrului respectiv. Botezul în apă a fost instituit de Dumnezeu. De asemenea, a fost îndeplinit de Iisus Hristos și a fost îndeplinit de apostolii săi. El a fost poruncit de către Iisus Hristos. A fost îndeplinit și poruncit de apostolii lui și de asemenea a fost îndeplinit și poruncit de părinții bisericești. Pentru că manifestă credință și urmează credința. Oamenii se nasc copii și multe lucruri nu le pot face până când nu ajung adulți, din cauza incapacităților specifice vârstei, de pildă nu se pot căsători. Îmi place de cele mai multe ori să compar botezul cu căsătoria, pentru ca să pun în evidență că asemenea căsătoriei și botezul trebuie făcut la vârsta la care omul alege personal să se căsătorească cu cineva anume. Este adevărat că îl pot influența părinții, prietenii, dar alegerea este personală. Botezul în apă este rezervat celor care răspund în mod personal și voluntar, conștient, la chemarea convertirii, a pocăinței. În Noul Testament, oamenii care se botezau trebuia să facă câteva lucruri, mai întâi să creadă, apoi să primească învățătură, să fie instruiți și apoi să accepte Biblia. Spre exemplu, patrologia ortodoxă spune că botezul se administrează acelora care credeau și erau convinși de adevărurile creștine, care făgăduiau că vor trăi conform acestor adevăruri, care posteau și se rugau pentru iertarea păcatelor anterioare, Apologia, capitolul 1. Tertulian, care a trăit între anii 160 și 220, scria în Patrologia, volumul 1, pagina 419, că copiii nu pot fi botezați decât după ce au cunoscut pe Iisus și știu să ceară mântuirea. Sunt multe alte argumente, însă nu acesta este scopul meu astăzi. Pentru toate aceste motive, însă, botezul în apă nu se poate administra copiilor, el fiind introdus copiilor mici odată cu încreștinarea Europei în timpul reformei, fiind deja o practică veche. De ce nu pot fi botezați copiii? Pentru că nu-și pot mărturisi credința în Domnul Iisus, lucru care trebuie făcut în timpul botezului. Pentru că nu au păcate personale, păcate care trebuie mărturisite în timpul botezului. Pentru că nu pot fi învățați despre adevărurile Bibliei, adevăruri care trebuie predate și însușite în timpul botezului și după botez. Botezul copiilor în apă a început în anul 253 în nordul Africii și a fost acceptat ca și legal în 453 la Consiliul de la Cartagina. În concluzie, botezul în apă este o acțiune conștientă făcută prin credință, ca răspuns la porunca Mântuitorului Iisus Hristos. În Evanghelia după Marcu, capitolul 16, Domnul Iisus a spus: cine va crede și se va boteza. Sau în Faptele Apostolilor, doctorul Luca a scris în capitolul 2: cei ce au primit propovăduirea au fost botezați. Sau în capitolul 8, când a crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. În loc de concluzie, vreau să afirm faptul că botezul nu mântuiește, însă face parte din mântuire prin faptul că mărturisește public mântuirea, fiind mărturia unui cuget curat. Asta spune Petru în capitolul 3. Botezul în apă e un legământ între om și Dumnezeu, unde fiecare se angajează față de celălalt, și botezul este un act de ascultare față de porunca lui Hristos, care dorește să facem publică unirea noastră spirituală cu El și angajamentul nostru de a-L urma. Așa cum anticipam, botezul în apă poate fi comparat cu căsătoria. Căsătoria este făcută între doi adulți atunci când ei simt
să facă lucrul acesta și când își asumă angajamentul ca să rămână în căsătoria aceasta până la sfârșitul vieții. La fel este și botezul în apă, iar învățătura aceasta despre botezul în apă este foarte importantă pentru orice persoană care îl iubește și îl respectă pe Dumnezeu.